Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă primesc cu brațele deschise, așa cum știți că vă primesc de fiecare dată. Vă invit să pregătim astăzi o negresă cu glazură. O rețetă simplă și gustoasă, pe care o am de când eram în liceu, undeva de prin 1987. Mi-a dat-o colega mea de bancă de atunci. Aceasta este hârtia cu rețeta. O vedeți? Așa arată scrisul acela de atunci. Am făcut de multe ori această rețetă și a venit timpul să o fac acum să vă arăt. Să ne amintim de rețetele pe care le făceam în copilărie și adolescență. Ce ne trebuie pentru această rețetă? Eu fac jumătate din cantitatea pe care o aveam scrisă în rețetă pentru că este suficient. Avem nevoie de 4 ouă, 200 de grame de unt, 100 de ml de lapte, în rețetă era trecut 10 linguri, eu am cântărit 100 de ml, 300 de grame de zahăr, 50 de grame de cacao neagră neîndulcită, o lingură de esență de rom sau o fiolă de care aveți, o linguriță cu vârf de praf de copt sau un pliculeț, un praf de sare, 150 de grame de nucă măcinată sau tăiată la cuțit, cum doriți, și 200 de grame de făină. În rețetă era trecut 200 de grame de făină bună. Știm noi cât de proastă era făina pe atunci. Cum procedăm? Se bat ouăle întregi. Adăugăm un praf de sare cât luăm cu două degete, este suficient. Și tot acum punem și zahărul tos. Când zahărul s-a dizolvat, am obținut o cremă spumoasă și ouăle și-au dublat volumul. Adăugăm acum untul topit. Punem acum și romul, laptele. Amestecăm puțin și acum punem cacaua, praful de copt și făina. Amestecăm tot. Am pregătit o formă dreptunghiulară cu dimensiunea de 20 x 25 de centimetri. Am tapetat-o cu hârtie de copt. Răsturnăm aluatul. Nivelăm totul. Mergem acum la cuptor, la o temperatură de 200 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Cuptorul trebuie să fie preîncins, căldura sus-jos la cuptoarele electrice. La cuptoarele pe gaz, foc mediu spre maxim. Negresa este gata, am scos-o și o lăsăm să se răcorească puțin. Uitați-vă cât este de fină și de pufoasă. Rețeta prevedea o glazură făcută din apă, zahăr și cacao, așa cum se făcea atunci. Eu voi face acum o glazură mai simplă, din 50 de grame de ciocolată neagră și 50 de grame de smântână pentru frișcă, smântână naturală. O încălzesc timp de 2 minute la cuptorul cu microunde, amestec și gata am glazura. Am încălzit ciocolata cu smântâna, amestecăm. Chiar dacă pare tăiată la început, nu vă speriați, amestecați. Turnăm glazura peste prăjitura noastră. Într-un strat cât mai uniform.
și punem deasupra nucă măcinată. O lăsăm la rece ca să se întărească ciocolata, apoi o tăiem. Pătrate, romburi, rotunduri, hexagoane, cum dorește fiecare, după imaginație și dorință. Este cea mai pufoasă și mai bună negresă pe care am făcut-o vreodată. O să vedeți când tai secțiunea. Am tăiat negresa, așa arată. Este cea mai pufoasă negresă din lume. O vedeți cum arată? Este pufoasă, este moale, este extraordinar de bună. Este rețeta mea preferată de negresă. Mă bucur că am făcut-o, n-am mai făcut-o de mult. Să vă arăt cum este și în secțiune, da? Să o rupem. Ia uitați-vă. Puf, puf, puf. Și este foarte, foarte ușor de făcut. Vă invit să probați rețeta, să reveniți să-mi spuneți cum v-a ieșit. În interior puteți să adăugați o parte din miezul de nucă, mai puteți adăuga fructe confiate, cum doriți. Dar respectați rețeta și o să vedeți ce bunătate vă iese. Sunt Gina Bradea, vă mai aștept să mai gătim împreună. O să vă mai aduc și alte rețete vechi. La revedere!